Păi, vedeți dumneavoastră, eu am nimerit într-o situație foarte dificilă și delicată. În situația în care există o majoritate declarată, reconfirmată, nu am mai avut posibilitate să încep dialog, comunicare cu fracțiunile parlamentare pe care eu contam că mă vor sprijini în Parlament. Și atunci nu văd rostul în calitate de prim-ministru desemnat ce aș putea face dacă majoritatea parlamentară are candidatul său și nu acceptă comunicarea cu candidatul desemnat de președinte. Este o situație clară, deci de confuzie. Nu are sens să elaborez programe guvernamentare, nu are sens să propun liste de candidați, să tergiversez procesul de investire a unui nou guvern, punând în pericol însăși acest proces ca atare. Și prin urmare, creând condiții artificiale pentru o eventuală dizolvare a Parlamentului. Deci, desigur că eu am discutat cu domnul președinte, răspuns la întrebarea dumneavoastră, i-am adus argumentele mele, dumnealui a acceptat și, repet, deja a semnat decretul de abrogare a decretului prin care a fost desemnat. Păi a semnat deja decretul de abrogare a decretului prin care a fost desemnat. Păi a acceptat argumentele, pentru că, vedeți dumneavoastră, deci ieri seara, dacă revenim într-o istorie nu așa de îndepărtată,